Mai puțin de jumătate dintre români cred că oamenii sunt darnici și se ajută unii pe alții. Vorbim mai ales despre cei cu venituri mici și medii din orașele cu puțin locuitori sau din comunități restrânse. În același timp, la fel de mulți spun că nu au încredere în cei din jur. Când fac fapte bune, cei mai mulți români se îndreaptă către oamenii străzii, pe care îi văd în fiecare zi. Arată un studiu recent realizat cu persoane din mediul urban. O treime dau bani pe ONG-uri, vorbim în general despre tinerii cu venituri peste medie și seniori. Aproape la fel de mulți fac donații către biserici, adică peste 25% dintre români. Mai mulți oferă timp, adică fac voluntariat pentru o anumită cauză sau donează sânge. Ambele implică un efort mai mare, însă nu costă nimic. Asta arată că a face bine nu este doar despre bani, ci mai degrabă despre dorința de a ajuta pe cei din jur. Pe mulți îi oprește însă și neîncrederea. Majoritatea participanților la studiu cred că societatea românească este bazată pe răutate și invidie și nu au încredere în cei din jur.